Iată ce se întâmplă cu fix un minut înainte să mori. Cercetătorii au făcut un pas important și au aflat un detaliu care ar putea schimba tot ce credeam că știm până acum. Moartea este o enigmă care a fascinat oameni de când lumea și pământul. Pe măsură ce ne adâncim în cele mai recente cercetări din jurul acestui subiect profund, descoperim perspective interesante care aruncă o rază de lumină asupra aspectelor fiziologice, psihologice și emoționale al acestui moment final. În domeniul fiziologiei umane, ultimul minut al vieții este marcat de o adevărată simfonie de procese biologice complicate. Studii recente au dezvăluit că în acest moment crucial, creierul experimentează o creștere a activității asemănătoare unui crescendo într-o simfonie. Această creștere este considerată a fi un punct culminant al experiențelor senzoriale, amintirilor și emoțiilor care converg într-o stare profundă de conștiință. Cercetătorii au denumit acest fenomen cascada transcendenței, un termen care încapsulează capacitatea remarcabilă a creierului de a sintetiza experiențele de viață ale unui individ într-o tapiserie coerentă și vie. Reacțiile neurochimice, în special eliberarea de endorfine, se crede că joacă un rol esențial în inducerea unui sentiment de euforie și trezire spirituală în aceste momente finale. Peisajul psihologic din ultimul minut este un tărâm al emoțiilor și reflecțiilor complicate. Studiile au arătat că indivizii trec adesea printr-un proces de introspecție în care alegerile vieților, regretele și aspirațiile neîmplinite ajung în prim plan conștiinței lor. Această introspecție nu este condusă de frică, ci mai degrabă de o progresie naturală către acceptare și înțelegere. Emoțiile din ultimul minut sunt o interacțiune complexă a diversilor factori. În timp ce frica și teama sunt emoții comune asociate cu mortalitatea, studii recente sugerează un spectru mult mai larg de experiențe emoționale. Teoria caleidoscopului emoțional propune că peisajul emoțional din această perioadă cuprinde o serie de sentimente, inclusiv nostalgie, mulțumire și chiar bucurie, relatează impact.ro.